Știm deja că la școala primară din orașul Florești se efectuează lucrări de schimbare a acoperișului, ceea ce este un lucru binevenit pentru toți elevii care învață și pentru cei care urmează să învețe aici. Cu toate că timpul s-a răcit, aici încă mai durează lucrări de reparație. Practic, lucrările, dacă să luăm în termen de timp, au decurs, să zicem noi, normal. Lucrările s-au început undeva la jumătate de octombrie. La moment, credem noi că cel mult în 10-15 zile va fi finisat. Învățătorii care activează în această școală sunt mulțumiți de aceste schimbări și conducerea școlii are părerile ei referitor la aceste întârzieri. Din sursele care le cunoaștem noi de la primărie, lucrările nu au fost întârziate, pur și simplu așa e contractul până la 31 decembrie. Lucrările trebuie să fie finisate și cred că noi sperăm că până la 20 lucrările o să fie finisate. Referitor la aceste întârzieri în schimbarea acoperișului dat, muncitorii au părerile lor. Lucrările s-au întârziat din partea la vreme, la condițiile climaterice și materialele la timp nu au fost. Contractul de finalizare a lucrărilor este până la 31 decembrie. În ciuda frigului de afară, muncitorii stau pe acoperișul școlii pentru a finaliza lucrul început până la sfârșitul anului curent.